Salutare, o zi de luni superbă și sunt fericit pentru că este temperatura, zic eu, ideală, cel puțin pentru mine, pentru că sunt 20 de grade, poate 21 de grade, iar asta mă bucură foarte mult pentru că nu este foarte cald, poți să te dai liniștit cu motorul. Eu port întotdeauna echipament complet și da, am probleme cu căldura atunci când stau în loc, uneori și când merg. Dacă merg mai ușor, atunci automat, sigur, mă încălzesc foarte tare. Dar faptul că astăzi sunt 20-21 de grade, a și plouat mai devreme un pic, pentru mine este temperatura ideală. Nu știu, aș sta în temperatura asta tot timpul anului. Pentru că, da, te poți bucura liniștit de orice, absolut orice. Important este să nu plouă, să nu fie furtuni, dar în rest, eu zic că este o temperatură super, super, super. Așa că nu puteam să nu profit și să ies la o tură, să vedem ce se mai întâmplă prin minunatul nostru oraș Bacău. Unul este disperat în spate, claxonează, habar n-am de ce. Dar, na, oameni și oameni, oameni și melci. Frumos filmul la Oameni și Melci, vi-l recomand. Mulți dintre noi suntem niște melci așa. O parte sunt oameni cu adevărat, dar da, da, să nu intrăm în filozofii din astea. Urmează să-mi fac ITP-ul și sincer în Bacău sunt doar două locuri unde poți să ți-l faci. Sper să fie totul ok și să ne vedem în continuare de ceea ce ne-am propus. Dar mă îndoiesc că n-ar fi ok. Adică ce nu este ok în ziua de astăzi? Totul este ok. Faci să fie ok, nu? Că, na. Dar glumesc. Motorul meu este, nu zic foarte bun, dar majoritatea care l-au văzut au spus că, bă, e un motor la care nu trebuie să umbli câțiva ani. Eu sper să fie așa. Bine. Excludem reviziile care trebuie periodic efectuate, dar în general vorbind, Honda e Honda, nu? Honda e Honda. E minunată vremea asta. E bestială. Da, pe la voi cât mai e un ITP pe bune? Că pe nebune știm cu toți, dar un ITP pe bune la motocam cât mai e? Hop, ce faci vere? Mamă, și ce frumos se simte aerul ăsta rece, așa. Toată vara aș vrea să fie așa, 21 de grade. Dar nu prea se poate, pentru că o să urmeze niște zile foarte, foarte toride. Din ce am înțeles, cam în toată țara. Dar asta e, vara e vară și trebuie să fie și cald și caniculă. La fel ca toate celelalte veri, pentru că am văzut că se exagerează peste tot, orice deschizi televizor, Facebook, Instagram, orice, orice device deschis care te pune în legătură cu realitatea ușor
cum să spun eu, alterată pe care o prezintă unii. Pentru că, fraților, secetă, caniculă, a fost de când lumea, dar se face tam-tam pe treaba asta, ca să ne mai panicheze un pic, ca să ne mai, nu știu, acum urmează valul 11.000 de COVID, că nu mai știu al câtelea vale ăsta, dar o să urmeze, pentru că vine acum COVID-ul, nu se lasă, așa că, na, în septembrie, cred că cam trebuie să anulăm orice concediu, oriunde am merge, pentru că se anunță o vară toridă. Și nu doar la propriu, ci și la figurat. De data asta la figurat e COVID-ul, că rest, na. Bă, când va exista pace, nu știu să zic, dar nu cred că a fost niciodată pacea asta. Ca să presupunem că a fost și acum vrem din nou pace. Deci când va fi pace? Niciodată. Întotdeauna vor fi oameni care nu vor vrea să instaureze pacea, pentru că pacea nu aduce profit, pacea nu aduce bani. Războiul, conflictele aduc mulți bani și schimbă foarte multe lucruri. Și atunci, de ce să fie pace dacă va fi boring, plictiseală? Pentru că poate știți și voi, dar pacea nu aduce bani. Pacea nu aduce nimic bun pentru ăia care au de câștigat foarte mult. Și nu mă refer doar la bani, ci și putere, pentru că asta este realitatea. Așa că de 2000 de ani încoace niciodată n-a fost pace și nici nu va fi niciodată. Pentru că undeva cineva va stârni ceva pentru care să câștige foarte mulți bani, iar victimele vieților omenești, cum se spune în război, victime colaterale. Na, așa a fost tot timpul. Bă, prost a parcat ăsta. Prost tare ăla cu Ford-ul. La noi se parchează de amboule, așa, oriunde, bă, la noi, oriunde, numai la noi. Bă, m-am întors că am uitat să iau ceva de la farmacie, că printre altele mai rezolvăm și alte probleme. Să le facem rolul de tătic și să cumpărăm ce trebuie, și anume o parte din hrana bebelușului. Frumos. Stadionul. A, nici echipă n-avem, așa că la ce ne trebuie stadion? Calitatea aerului era 2. Un lucru bun, având în vedere problemele Bacăului, pentru că avem un munte de fosfogips, dacă am zis bine, undeva la ieșire din Bacău, care, ce să vezi, cam influențează sănătatea băcăuanilor, și anume o cam înrăutățește, dar asta se vede în mulți ani, în timp îndelungat, și nu s-a luat nicio măsură, exact cum am zis, calitatea de aer 2, dar mă mir să fie doar atât acceptabil, ci că eu n-aș crede, dar hai să mergem pe încredere. Da, și cum vă spuneam, fosfogipsul ăsta la ieșire din Bacău este de foarte mulți ani. Din ce am înțeles, ce am mai studiat așa și am citit pe internet, sunt multe cazuri de îmbolnăviri
probleme cu plămânii, dar na, asta este. Bă, deci asta, în loc să se ducă pe banda la care s-a băgat, a intrat pe banda mea. Bravo, prietene. Păi la ce pușca mea erai pe prima bandă ca să fii pe banda 2? Bă. Bă, mă uimiți, bă, pe zi ce trece, mă. Mai ai și ștergătorul leșinat. Leșinat, te-ai băgat și tu în fața mea. Ăla face flash-uri. Cred că săracul nu știa ce vrea să facă nici el. Rezolvat și treaba asta, acum să ne bucurăm un pic de plimbare. Am văzut de curând, adică chiar astăzi, se va face o emisiune pe realitatea. Cred că Puiu de la Emergency Ride and Ride, el, nu știu, cred că va fi moderator, nu știu exact detaliile, dar am înțeles că caută un nume pentru emisiune și, mă rog, au spus mulți în comentarii acolo cam ce nume s-ar potrivi, dar nu despre nume vreau să vorbesc, ci despre ceea ce vrea să facă el. Și mi se pare super tare, adică chiar era nevoie, pentru că va aborda tot felul de subiecte în ceea ce ne privește și asta mă bucură foarte mult, pentru că sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit, de la, nu știu, infrastructură, de la infrastructură, în primul rând de la noi, de la modul în care ne comportăm pe motocicletă, modul în care ne îmbrăcăm pe motor, pentru că tot mai mulți în ziua de astăzi poartă doar casca și atât. Echipamentul lipsește cu desăvârșire, iar asta este un lucru foarte rău și mă bucur că abordează astfel de subiecte. Din câte am înțeles, abordează cam orice ține de motociclism, motociclete și da, mă bucură foarte mult, pentru că era nevoie de o emisiune de profilul ăsta, pentru că de multe ori vrei să afli lucruri și nu știu unde să te uiți, pentru că dacă cauți pe diverse pagini pe Facebook, hai să vezi păreri pro și contra pe fiecare pagină unde intri. Poate în emisiunea asta va fi așa ceva mai generalizat și să zicem că, nu știu, ne va captiva într-un mod în care să avem încredere în cele spuse acolo. Habar n-am, probabil că vor fi invitați și colegi motocicliști, cei cu experiență, în care să ne împărtășească câteva secrete, eu știu, lucruri care ne-ar ajuta. Hai bă nene, bă, dă-i o leacă, dă-i a doua, dă-o măsa. Uite-l bă, l-a claxonat și pe ăla. Adică, în concluzie, mi se pare o super idee și nu-l cunosc, dar doar de pe Facebook, personal nu-l cunosc, dar îi urez mult succes și toată susținerea, pentru că, da, eu, unul, când m-am luat de motociclist, chiar aș fi avut nevoie de o emisiune de genul ăsta. Mă uitam mai mult pe YouTube, la emisiunile din afară, pentru că în afară sunt care fac astfel de lucruri. La noi nu prea, sau cel puțin nu am văzut eu, nici nu mă uit prea mult la televizor. Dar pentru emisiunea asta aș deschide televizorul și aș lăsa pe Realitatea TV, chiar dacă e un post care, bă, nu-mi plac, de fapt nu-l urăsc numai pe ăla, urăsc cam toate posturile de la noi de profil, gen Realitatea, Antena 3 și alte bullshit-uri, pentru că nu mi se par ok, nu tratează realitatea exact așa cum e ea, o denaturează și o face, căcatul o face mai mare decât e, în fine, nu mai intru în detalii, dar având în vedere că nu mă uit de ceva timp la televizor,
Nu mai știu de când, dar asta înseamnă foarte mult, dacă nu mai mi-aduc aminte de când. Și pentru emisiunea asta, puiule, dacă ai să faci lucrul ăsta, pentru emisiunea asta aș deschide televizorul și n-aș lipsi la nicio ediție, pentru că mi se pare o super idee. Și jos pălăria și pentru aia, dacă am acceptat la realitatea să susțin un astfel de format, jos pălăria pentru ei, mi se pare super, super tare. Dar să sperăm că va fi și la o oră decentă, o oră la care să putem participa toți, să nu pune noaptea sau, eu știu, la 10, când da, poate majoritatea nu ne mai uităm pentru că plecăm la muncă, avem joburi și, mă rog, se va uita doar pensionarii. Dar eu cred că va fi la o oră potrivită și va fi ceva super. Puteți să intrați pe pagina de Facebook Emergency Ride and Ride și acolo veți găsi toate detaliile despre ceea ce se va vorbi, ce format va fi. Mi se pare o super, super idee. Așadar, respectul meu, puiul, și mult succes îți doresc. Cred că sunteți mulți care veți deschide televizorul doar pentru emisiunea asta, mulți cei care sunt pasionați de motociclism, pentru că sigur vor fi lucruri de la care, nu știu, pe care le vom aplica și noi în viața de zi cu zi. Cred că sigur vor fi invitați gen campioni în motociclism, oameni, exact cum am spus, cu o experiență foarte mare în motociclist, care, nu știu, ne vor împărtăși și nouă din experiența lor, pentru că eu unul sunt dispus să învăț de la oricine, orice, pentru că un lucru învățat sunt sigur că îmi va îmbunătăți modul meu de a pilota motocicleta și modul meu de a înțelege tot ceea ce înseamnă acest fenomen, pentru că deși sunt la început, da, sunt multe necunoscute, dar sunt dispus și sunt total 100% acolo să le învăț. Și da, chiar mă bucură. Un astfel de format de emisiune chiar mă bucură foarte mult. Aș putea să laud toată ziua. Da, unde să mă bag eu aici, că n-ai unde, mă, să zicem. Deși evit să mă bag, pentru că la noi șoferii nu sunt învățați cu motocicliștii. Oricum, pe YouTube sunt foarte mulți care dau sfaturi excelente în ceea ce privește motociclismul. Ce s-a întâmplat acolo, frate? A pus o frână destul de urâtă. E un tip, nu știu cum îl cheamă, ceva jiu-jitsu, moto-jiu-jitsu sau moto-jitsu. Am să-l caut și am să vă pun la descriere în video să vedeți ce spune, pentru că bă, spune niște lucruri foarte faine și pe înțelesul tuturor. Omul chiar stă cu un pix sau, mă rog, o cariocă și o planșă de desen și își desenează așa ca la proști cum trebuie să pilotezi motocicleta, să abordezi un viraj. Ceea ce mi se pare super tare. Majoritatea vorbesc și, nu știu, poate au și o engleză în aia care nu prea o înțelegi, sau poate nu înțelegi prea bine limba engleză, dar, bă, la ăsta este de ajuns. S-a stricat. Bă, nasol tare. Mi-aduc aminte când aveam Dacia 1310 și mi se întâmpla același lucru, același căcat, să rămân cu ea, nu știu, fără benzină, că nu m-a indicat bine acolo la benzină și, nu știu, sau alte bullshit-uri, să se oprească. Și, băi, nene, odată mi s-a oprit pentru că mi s-a rupt cablul de ambreiaj chiar acasă, chiar cu 5 metri înainte de a ajunge. Cât de norocos să fiu! Ați pățit chestii din astea? Chiar când ajungeți acasă se întâmplă ceva și bine că nu v-a prins, nu știu, pe la sute de kilometri de depărtare.
chiar spuneți în comentarii, să împărtășim și noi mai multe idei. Bă, ce vorbeam? Spuneam de ăsta, Moto Jiu-Jitsu ăsta, că omul e tare, pentru că înțelege orice prost de acolo, pentru că le desenează, frate, deci chiar le desenează cu carioca și îți explică în detaliu ce trebuie să faci și ce trebuie să nu faci. Iar, da, chiar am să îl postez în descriere, pentru că, bă, chiar înveți lucruri faine de la el și dacă poate, nu știu, dintre românii noștri nu prea le explică, nu stau să explice astfel de lucruri, e bine să vă uitați la ăsta că le explică destul de bine. Vă spuneam mai devreme de muntele de fosfogips, îl vedeți în dreapta mea, acel munte, în ghilimele, alb, care se vede printre copaci, ăla șubrezește sănătatea băcăoanelor. Și da, nu prea ai ce să faci, să tot făcut tamtamuri, că cine să-l ia, unde să-l duci, ce să faci. În cele din urmă am văzut că a început să crească ceva vegetație pe el. Nu mă pricep, habar n-am cât de radioactiv este, dar bă, zona asta unde sunt aici poluează, frate, și poluează bine, adică nu mai vorbim de fabricele de pui și de astea care sunt tot pe lângă Bacău și îți rupe nasul dacă stai prin cartier pe acolo. Dar da, asta e, mergem mai departe, sperăm să se facă ceva, poate domnul primar va lua o măsură. Bă, eu cred că dacă va lua măsura asta cu fosfogipsul și îl va lua de aici, am să vi-l arăt, dacă tot sunt în zonă o să dau o fugă până acolo. Cred că dacă va lua fosfogipsul ăsta de aici, eu cred că își va mai atrage câțiva alegători, pentru că ăsta chiar este o problemă veche a Bacăului, îl aveți în față, se vede foarte bine, chiar lângă pista de karting. Și chiar aici unde am făcut și eu orele moto, singurul poligon, sau de fapt nu, mai e un poligon în Bacău, nu știu pe exact unde, dar ăsta aici am făcut eu. Dar uite că sunt și băieți, am să dau o tură pe acolo. Dar da, ăsta este fosfogipsul. Bine, am zis că tot sunt în zonă să vi-l arăt, dar nu cred că era așa important. Dar despre asta vorbim. Așa că, domnule primar, dacă luați vreo măsură, n-ar fi rău. Bă, domnule primar, ia chestia asta de aici și sigur o să ai alegători la turul următor, pentru că na, lucrurile nu stau bine. Sau, mă rog, oricine îl va lua de aici va avea clar o susținere foarte mare. Mai încolo e intrarea. Uite-l, bă, încă era roșu și ăsta cu Renault-ul din spate a făcut flash-ul ăla și a claxonat. Bă, bă, mulți melteni, mulți melteni. Ah, mi-a murțit piciorul, what the fuck. Cel mai nasol când te iau un cârcel, frate. E nasol să te ia cârcelul pe motor, dar bă, nasol tare e la volan că n-ai unde să întinzi piciorul. Acolo e belea. Și mi s-a întâmplat de câteva ori, mai ales la drumuri foarte lungi, în afara țării. Uitam să mă opresc și da, te mai lua câte un cârcel.
Dar era sol, că n-ai unde să întinzi piciorul.